Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Ce te oprește? Teama de succes? N-au încetat să întărâte pe Sfântul lui Israel. Psalmul 78, versetul 41. Într-un experiment, niște cercetători au pus niște broaște în borcane de sticlă pe care le-au acoperit cu capace. La început, broaștele au tot sărit încercând să scape, dar de fiecare dată dădeau cu capul de capac. După 30 de zile, s-a întâmplat ceva uimitor. Capacele au fost date la o parte, dar broaștele nu au sărit afară, chiar dacă ar fi putut o face cu ușurință. De ce? Pentru că ajunseseră să creadă că mai sus de gura borcanului nu pot ajunge. Convingerile lor limitate le-au făcut să rămână prizonierele borcanului chiar și când acesta era descoperit. Și iudeii au făcut la fel. N-au încetat să întărâte pe Sfântul lui Israel și nu și-au mai adus aminte de puterea lui. Te ții cumva de forme de credință limitate, chiar dacă ele nu mai sunt adecvate și îți sabotează viitorul? Sunt prea tânăr sau prea bătrân, sunt femeie sau sunt de altă naționalitate, nu am studii, nu am talent, nu am relații, am avut eșecuri prea mari și așa mai departe. Teama de succes izvorăște din 1. Frica de a nu fi demn de succes. 2. Frica de a nu fi capabil să te ridici la nivelul așteptărilor pentru îndeplinirea responsabilităților care vin odată cu succesul. 3. Frica de a nu fi respins de cei nemulțumiți de succesul tău. Teama de succes mai vine și din 4. Frica de a nu pierde controlul asupra propriei vieți. Și 5. Frica de a le spune nu prietenilor și familiei care se simt îndreptățiți să te controleze. Elimină astfel de sisteme de convingeri și credințele care te limitează. Dumnezeu dorește să izbutești în toate lucrurile și El îți va da abilitățile, înțelepciunea și puterea pentru a reuși.